le îi vor dedica mult timp problemelor de familie, planificând un viitor comun cu partenerilor, incluzând căsătoria, conceperea copiilor și mutarea împreună. Cei care nu sunt într-o relație vor utiliza rețelele de socializare sau site-urile de întâlniri pentru a comunica cu potențiali parteneri, obținând rezultate pozitive care vor evolua în întâlniri reale. Pe plan profesional, va fi necesar să se implice în activități colective, acceptând pierderea posturilor de conducere. Totuși, această schimbare va aduce beneficii materiale semnificative, reconciliindu-i într-o anumită măsură cu noua lor poziție. Sănătatea va fi bună în prima jumătate a lunii iunie, cu condiția adoptării unei alimentații corespunzătoare. În a doua jumătate a lunii, va fi probabil nevoie să acorde atenție problemelor de lungă durată legate de sistemul musculoscheletic sau de dinți.